Din păcate, trupa nu mai există, însă ea se renaște așa ca pasărea Phoenix de fiecare dată când există oameni care doresc să neapărat să venim să le cântăm, cum au fost cei de la ambasada SUA, care au vrut neapărat să venim să cântăm și la alegerile de anul trecut și anul acesta să cântăm imnul Americii și imnul României. Însă, nu, proiectul nu mai există. Din ce cauză? Fiecare a mers pe drumul lui? Fiecare a mers pe drumul lui, exact. Nu au existat tensiuni, nu au existat probleme. A fost o chestie pe care am gândit-o toți și, adică, toți am fost de acord că fiecare trebuie să-și urmeze calea. Ce intenții ai pe viitor? Am intenția să muncesc foarte, foarte mult. Singur sau îți refaci o formație? Asta o să intre la capitolul surpriză, o să vedeți. Și asta e principalul meu scop, să muncesc cât mai mult, pentru că fără muncă nu ajungem nicăieri. Vei rămâne în țară sau intenționezi să aplici în străinătate la vreo școală renumită de canto? Nu știu, nu m-am gândit la aspectul ăsta, însă trebuie să recunosc că eu țin foarte mult la țara mea, sunt destul de patriot așa și nu cred că aș putea pleca departe. Poate doar cu o bursă, nu știu. L-am văzut pe tata, de fapt și alături de mama ta în culise, tata care este unul din finanțiștii cunoscuți ai orașului, trăind din plin această emoție, ceea ce pentru un om al cifrelor e puțin cam neobișnuit și probabil că la un moment dat tu ai resimțit în cariera ta oarecare opoziție a tatei de a face ceea ce îți place ție și poate te-ar fi dorit la o facultate. Nu a existat niciun moment. Nu știu dacă mi se pare ciudat dacă așa a apărut. Nu știu, eu așa l-am perceput ca având o anumită reținere, pentru că de regulă oamenii de cifre își doresc pentru copiii lor o carieră din asta, pe științe exacte, dar a crezut probabil în talentul tău, i-am văzut emoționați. Cum te-au sprijinit? Că părinții își doresc o carieră fericită pentru copii. În orice domeniu își doresc ei și își doresc pentru copiii lor numai bine. Tatăl meu nu a avut niciun moment în care să spună că să mă gândesc la alt domeniu sau chiar m-a susținut din prima clipă. Nu au existat niciodată probleme. Fă o recapitulare pe scurt a proiectelor tare de excepție din muzica românească, ușoară românească. Păi o să spun atunci de Eurovision, selecția națională din 2013, unde a fost chiar cu piesa domnului Sergiu Rudic, Romașcanda nostru, selecția națională 2016, la Baia Mare, cu trupa Dreamwalkers, festivalul, acum dacă stau nici nu aduc aminte, George Grigoriu, Dan Spătaru, Amara, festivalurile românești de muzică, intrarea la conservator, pentru mine asta a fost un mare... La ce clasă ești? La ce clasă? La ce profesor? Sunt la compoziție pop, clasa Andrei Tudor. Cum ești apreciat de maestru? Te-a încurajat să participi la Vocea României? Pentru că aici știi că mai sunt și jocuri de culise, mai sunt și alte lucruri mai puțin percepute de public. Deși eu cu domn profesor ne,
cunoaștem dinainte de a intra la facultate și am, chiar am și cântat cu dumnealui în diverse concursuri. Nu a fost un subiect de discuție pentru noi. Nu, atât, nici eu nu i-am spus decât în momentul în care m-am dus la preselecții, iar dumnealui doar m-a încurajat. Nu au existat discuții despre ce se întâmplă acolo, despre ce... Spunem ce urmează acum la Vocea României, care e etapă și cât urmează de departe crezi? Duelurilor. Etapa duelurilor. Știi cu cine vei intra în duel? Nu știu.